Vă salut prieteni și bine ați venit pe canalul tuturile gratuite. Astăzi vom vorbi despre tastatura mecanică de la Corsair K70 RGB TKL. Este o tastatură mecanică apărută pe 7 aprilie și în acest video voi face o scurtă prezentare. Voi prezenta ce este nou, ce aduce nou această tastatură față de alte tastaturi mecanice și vom încerca să vedem dacă ar merita sau nu cumpărat această tastatură. Deci hai să trecem direct la prezentare și să vedem cele mai interesante caracteristici ale acestei tastaturi. Fiind o tastatură de gaming și creată în mod special pentru scena pro de gaming, acesta nu are numpad. Pentru mine aspectul ăsta nu e important, deoarece oricum nu foloseam aproape deloc numpad-ul de pe vechea mea tastatură. Pe partea de design, tastatura vine cu câteva butoane în plus față de cele obișnuite pe o tastatură, și anume butoane de control media, butoane pentru controlul profilor RGB și de asemenea un volum mixer. Pe partea din spate avem portul USB pentru cablu detașabil și un buton de switch pentru competiții. Butonul acela de switch nu face altceva decât să pună tastatura pe un profil unicolor care nu distrage atenția când vine vorba de o competiție. Butoanele sunt iluminate individual și de asemenea pot fi programate individual folosind software-ul oficial de la Corsair. Tastatura vine cu câteva tehnologii noi care o fac mai eficientă și mult mai rapidă ca alte tastaturi mecanice de pe piață. Aceasta se folosește de tehnologia Hyper Processing care transmite inputurile la PC de 8 ori mai rapid decât o tastatură de gaming convențională. Un alt aspect interesant este că tastatura vine și cu 8 MB de memorie internă care pot memora până la 50 de profile diferite pentru tastatură și o multitudine de efecte RGB. Toate informațiile despre controle și comia setase se găsesc bineînțeles în manual de utilizare, deci nu sunt probleme pe această parte. software oficial al celor de la Corsair, IQ Software, aduce numeroase avantaje pentru perifericile de la Corsair. Are însă și câteva dezavantaje. Un mic dezavantaj pe care eu l-am observat, de exemplu, este că atunci când folosești, uite, să zicem, un mouse de la Corsair și instalezi ulterior programul lor oficial, setările vor fi resetate și va trebui să le faci din nou. Probabil e doar cazul meu, însă am fost nevoit să-mi configurez din nou setările mouse-ului. După cum ziceam însă, sunt și multe avantaje, vorbind de tastatura noastră în principal. Pe lângă faptul că poți configura separat fiecare buton de pe tastatură în parte, poți de asemenea configura și numeroase profile cu efecte luminoase. Poți de asemenea aloca tastaturii diferite combinații de taste, care se deschide de exemplu Windows Explorer sau orice alt program de care avea nevoie. Bineînțeles că nu poți implementa funcțiile avansate pe care le are AutoHotKey, de exemplu, dar poți face multe lucruri interesante care îți vor îmbunătăți vizibil productivitatea și experiența în gaming. Inițial când am folosit această tastatură am fost puțin surprins de diferența adusă de switch-urile Cherie Mix Red și trebuie să recunosc că mi-a trebuit ceva timp până să mă obișnuiesc cu ele, dar acum pot zice că sunt extrem de mulțumit de experiență. Ce place mie foarte mult la acest software, IQ Software al celor de la Corsair, este că poți să-ți configurezi profile comune pe diferite componente pe care le ai. De exemplu, vedeți aici eu am trei periferice de la Corsair, un mouse, o tastatură și un mousepad și pot, de exemplu, să fac un efect de rainbow, uitați aici, rainbow wave, pot să le pun pe toate în același timp și cumva vor avea un fel de sincronizare, să zicem, a culorilor, ceea ce e foarte interesant din punctul meu de vedere. Însă hai să ne referim mai mult la tastatură în acest episod, vedeți că am aici pus efectul de rainbow și aici avem mai multe chestii pe care le putem folosi, de exemplu, key assignments, putem pune pe o anumită cheie o funcție pe care vrem noi să o facă, după cum ziceam, Windows Explorer sau oricine am dorit noi să facă până la urmă, putem face folosind acest software. La Lightning Effects, bineînțeles, avem aici acest, această secțiune unde putem configura diferite profile între care noi să dăm switch și bineînțeles vom putea da switch între aceste profile și uh, fără software-ul de la Corsair pentru că vom are acea memorie internă care poate reține aceste profile și bineînțeles pe butonul plus putem adăuga aici și putem configura cum dorim noi tastatura, putem configura până la cele mai mici detalii să zicem putem configura startul, stopul direcția, ce să fac anumite zone ale tastaturii, de exemplu, vedeți arrow keys, uh, Q, W, R, -R W, -S -D, de la 1 la 6, etc. Și bineînțeles că aici la Lighting Type aveți câteva preseturi de deja făcute sau puteți face voi unul custom sau puteți folosi acest Lighting Link. În tabul Performance avem câteva chestii legate de tasatură, de exemplu când WinLock e pornit putem dezactiva alt tab, alte F4, Shift Tab, Asta de Windows, asta vă recomand să o lăsați, asta de Windows o timpul este important să o puteți apăsa. Deci puteți seta brightness și alte chestii. De asemenea, la Device Settings aveți aici posibilitatea de a upgrada firmware-ul. Puteți da click pe Check for Updates, în cazul meu este Up to Date. Și uitați aici Polling Rate de care vă ziceam. Foarte important dacă vă permite sistemul să fiți pe 8000 de herți, Dar bineînțeles că asta înseamnă, după cum ați văzut și voi acolo, că ai nevoie de o putere de procesare un pic mai mare a tastatorii. De exemplu, acum vedeți și voi, mi s-a resetat efectul pe care l aveam. Pot ori să-l selectez, ori să-l șterg pe acela pe care nu-l doresc, da? Și am din nou efectul dorit pe tastatură însă e foarte interesantă chestia asta. Alte câteva chestii se poate să aici, de exemplu, culoarea butonului de turneu și toate cele. Deci eu zic că e destul de interesant, aduce foarte multe funcționalități în plus acest IQ software. Tastatura o veți putea găsi pe linkurile din descriere și bineînțeles că abia aștept să aud părerile voastre în rubrica de comentarii. Cam da, acesta a fost prezentarea de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și butonul de subscribe pentru că vom mai face astfel de prezentări. Haideți să încercăm să strângem măcar 1000 de like-uri la acest video și dacă strângem 1000 de like-uri, vă promit, în curând vom face un giveaway cu ceva pe periferice de la Corsair, deci ar fi destul de interesant. Dacă facem 1000 de like-uri, vă promit că vom face un astfel de giveaway. Eu am fost 1000 vă asos pe canalul oficial Turele Gratuite. Până data viitoare, eu vă zic la revedere!